Trei dintre sucevenii care au semnat un memoriu prin care cer sistarea finanțării festivalului Bucovina Rock Castle au fost prezenți în ședința de miercuri a Consiliului Județean Suceava. Oamenii și-au motivat solicitarea prin faptul că evenimentul promovează mesaje care vin în contradicție cu tradiția creștină a Bucovinei. Vreau să vă citesc câteva versuri. Marea majoritate dintre ele sunt traduse din engleză. Având în vedere că 90% din populația României este creștină, uitați ce spune aici în continuare. Sunt diavol și zeu. Când veți înțelege, nu am tipar, nici lege. Sunt numai eu, sunt diavol și zeu. Incită la egoism, nesupunere în fața regulilor sociale. Acest concert nu va mai avea loc anul acesta. Din pricina faptului că vom da o hotărâre de Consiliu pentru fonduri la acest concert rock, noi îl vom contesta la tribunal. Și al doilea lucru care vom face, vom face tot la tribunal ca Consiliul Județean Suceava, Muzeul Bucovinii și Centrul Cultural să nu mai aibă dreptul să mai facă concerte în șanțul cetății, pentru că sunt legi în vigoare, pentru că unde este sit arheologic și monument istoric, nu ai voie să ai mulțim de oameni acolo. Pentru că este un loc unde se poate afla locul ceva nou. Președintele Gheorghe Flutur a cerut puncte de vedere de la Comisia de Cultură, Centrul Cultural și Muzeul Bucovinei. Cu toții au considerat oportună organizarea festivalului și au menționat că interzicerea unor formații sau versuri ar fi un act de cenzură. Personal, nici eu nu sunt de acord cu indecența din actul artistic. Asta trebuie găsit o formulă de normalizare a lucrurilor. Dar cred că trebuie să ascultăm toate părțile din toată discuția asta. Desfășurarea, în continuare, acestui festival, cred că este chiar oportună, pentru că este o modalitate de a promova și spiritul tânăr, și zona geografică a Sucevei, în condițiile, bineînțeles, în care serviciile, instituțiile de ordine publică vor face toate demersurile, în așa fel încât să nu fie acte care să împieteze desfășurarea acestuia sau de reprobabile. Este interzisă desfășurarea de manifestări în aer liber doar în zona de protecție a monumentelor istorice care sunt lăcașul de cult, în perioada în care acestea se desfășoară serviciul religios. Sunt convins că dacă era un pericol, Institutul Național Patrimonial era primul care reacționa. Constituția României, articolul 29, articolul 30, alineatul 1, care consfințește libertatea gândurilor, opiniilor și a exprimării, precum și libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor, și libertatea creațiilor de orice fel, prin biograni, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare. Până la ce oră? Pe vremea comunismului exista o comisie de cenzură, care cenzura fix ce spuneți dumneavoastră. Și au murit niște sute de oameni și alții au fost răniți ca să scăpăm de treaba asta. Opinia generală a consilierilor județeni a fost pentru continuarea finanțării Festivalului Bucovina Rock Castle. Votul final va fi dat după aprobarea bugetului Consiliului Județean pentru anul 2019.